Anul școlar care tocmai a început va avea 35 de săptămâni de cursuri. Aceasta înseamnă 169 de zile lucrătoare, iar anul școlar se structurează în două semestre. Semestrul întâi între 12 septembrie 2016 și 3 februarie 2017 și semestrul al doilea între 13 februarie 2017 și 16 iunie 2017. În anul școlar 2016-2017 elevii vor beneficia de 4 vacanțe. Este vorba de vacanța de iarnă care se va desfășura în perioada 24 decembrie 2016-8 ianuarie 2017. Urmează o vacanță intersemestrială cuprinsă între 4 și 12 februarie 2017, vacanța de primăvară în perioada 19-30 aprilie 2017 și binemeritata vacanță de vară în intervalul 17 iunie-10 septembrie 2017. Elevii din învățământul preșcolar și primar beneficiază de o vacanță în plus. Este vorba de perioada 29 octombrie-6 noiembrie 2016, iar cei de la clasa a 8-a și a 12-a, adică clasele terminale, vor avea vacanța de vară mai devreme. Pentru cei din clasa a 8-a, vacanța va începe pe 9 iunie, iar pentru cei de clasa a 12-a, în 26 mai 2017. O modificare a fost operată și în ceea ce privește programul național Școala Altfel. Programul se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare, lăsând la decizia comunității școlare perioada pentru derularea programului.